Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Papa Francis leagă profețiile de la Fatima de invazia Rusiei în Ucraina. Papa Francis s-a rugat pentru pace în Ucraina la una din ceremoniile sale, amintind o profeție apocaliptică veche de un secol despre Rusia declanșată de viziunile cu Fecioara Maria a trei copii țărani din Fatima, Portugalia, 1917. Francisca a invitat episcopii, preoții și credincioșii din întreaga lume să-i se alăture în rugăciunea de consacrare, care a început cu intrarea lui Francisc în Bazilica Sfântul Petru în fața aproximativ 3500 de oameni și s-a încheiat cu acesta stând singur în fața unei statui a Fecioarei. Acolo și-a cerut solemn iertare pentru faptul că omenirea a uitat complet lecțiile învățate din tragediile secolului trecut, respectiv sacrificiul milioanelor de suflete căzute în timpul a două războaie mondiale, Eliberează-ne de război, protejează-ne lumea de amenințarea armelor nucleare, se ruga Papa Francisc. Slujba a fost cel mai recent efort al acestuia de a aduna rugăciuni pentru încheierea războiului, menținând în același timp opțiunile deschise pentru dialog cu Biserica Ortodoxă Rusă și liderul ei influent, Patriarhul Kiril. Papa nu a condamnat încă public invazia rusă, deși este din ce în ce mai revoltat de actualul război din Ucraina. Ritualul a avut o semnificație spirituală profundă pentru mulți catolici și a reprezentat o reală sursă de fascinație pentru alții. Aceasta viza una dintre cele mai controversate aspecte ale credinței catolice, presupusele viziuni cu fecioara Maria, revelații despre Iad, comunismul sovietic, moartea unui papă și întrebări cu privire la profețiile conținute în așa numitele secrete ale Fatimei, mai exact dacă acestea au fost deja îndeplinite sau nu. Pentru a sublinia caracterul universal al evenimentului, Vaticanul a tradus textul rugăciunii în trei duzini de limbi. Papa Benedict al XVI-lea, în retragere, a participat din casa sa din grădinile Vaticanului. Un trimis papal a ținut un serviciu simultan la sanctuarul Fatima. Profeția Fecioarei din Fatima Povestea Fatimei a avut loc în 1917, atunci când, potrivit tradiții, Frații portughezi Francisco și Iasinta Marto și vericioara lor, Lucia, care la acea vreme aveau vârste cuprinse între 7 și 10 ani, au povestit că Fecioara Maria li s-a arătat de șase ori și le-a încredințat trei secrete. Primele două au pictat o imagine apocaliptică a iadului, au prezis sfârșitul primului război mondial și începutul celui de-al doilea și au prefigurat ascensiunea și căderea comunismului sovietic. În anul 2000, Vaticanul a dezvăluit cel de-al treilea secret mult așteptat, descriindul l ca fiind o predicție a tentativei de asasinat din 13 mai 1981 asupra Sfântului Ioan Paul al II-lea în piața Sfântul Petru. Potrivit scrierilor ulterioare ale Lusiei, care a devenit călugăriță și a murit în 2005, Rusia ar domni în pace dacă papa și toți episcopii lumii ar consacra țara inimii neprihănite a Mariei. Lucia a susținut faptul că Ioan Paul a împlinit acea profeție în timpul unei liturghii din 25 martie 1984, cu exact 38 de ani în urmă, deși nu a specificat niciodată Rusia în sentință. Textul rugăciunii lui Francisc a corectat acea omisiune din 1984, se spune de aceea Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, inimii tale neprihănite ne încredințăm și ne consacrăm solemn pe noi înșine. Biserica și întreaga umanitate, în special Rusia și Ucraina. Fiecare războiul să se încheie și pacea să se răspândească în lume. Papa Francisc a spus că acest act de consacrare a Rusiei și Ucrainei inimii neprihănite a Mariei nu a reprezentat o formulă magică, ci un act spiritual care avea loc chiar în timp ce bombele distrugeau casele multora dintre ucrainenii fără apărare, frații și surorile noastre. Ambasadorul Ucrainei, Andrei Iuraș, a transmis din interiorul bazilicii mulțumirile pentru această acțiune pe care o consideră ca fiind o altă încercare de a apăra Ucraina de războiul diavolului. Ambasadorul Rusiei în Italia, Sergei Razov, a apărat însă acțiunea militară specială a Rusiei în Ucraina, declarând că referirile Moscovei la arsenalul său nuclear în ultima lună nu reprezintă o amenințare, ci doar o reflectare a potențialelor scenarii în cazul în care securitatea națională a Rusiei ar fi pusă în pericol. Pentru unii catolici tradiționali, rostirea Rusiei în rugăciunea Papei Francis, precum și invitația sa adresată tuturor episcopilor lumii să-i se alăture, împlinește profesia originală de la Fatima. Unii au pus o semnul întrebării includerea Ucrainei, în timp ce alții au spus că apelul inițial pentru conversia Rusiei Probabil la catolicism ar fi putut reprezenta o prioritate pentru Biserica Catolică în 1917, dar nu a fost punctul central al proiectului de evangelizare a Vaticanului acum. La scurt timp după ce Papa Francis a anunțat planurile de a ține rugăciunea de sfințire, Patriarhul Chiril a spus că invită și pe și ruși să adreseze rugăciuni Maicii Domnului. Chiril a cerut pace, dar se pare că a justificat și invazia invocând Rusia și Ucraina drept un singur popor și descriind conflictul ca pe o bătălie metafizică. Părintele Stefano Caprio, un fost misionar catolic în Rusia și profesor de istorie și cultură rusă la Institutul Pontifical Oriental din Roma, a declarat că Chiril nu este cel mai agresiv dintre patriarhii ruși și se presupune că e pus sub presiune pentru a urma linia oficială a Kremlinului, dar, în comentariile adresate reporterilor, Caprio a remarcat faptul că rugăciunile catolice și ortodox au unele ambiguități semnificative. Problema este că există două interpretări total diferite, fecioara care dorește pacea și fecioara care sprijină războiul, a spus acesta. Nu e complet clar cum partea rusă a profeției, care se referă doar la evenimentele din acea vreme, se aplică în zilele noastre. Criticii mai subliniază faptul că profețiile au fost scrise de unul dintre martori. Lucia, cea care a devenit călugăriță, abia între anii 1941-1943, atunci când evenimentele descrise avuseseră loc deja. Cu toate acestea, cei mai mulți sunt de acord cu faptul că, scriind profețiile, ea a fost sinceră și a încercat să transmită exact ceea ce a auzit. Și dacă cea de-a treia profeție nu a fost publicată în întregime, poate că într-adevăr Rusia a fost menționată, informație pe care papa o știe. Așadar, oare profeția fecioarei din Fatima s-a împlinit? În caz afirmativ, poate că într-adevăr trăim în vremurile din urmă. Legătura dintre mesajul de la Fatima și Revoluția Comunistă începută în Rusia nu ar trebui tratate la fel ca profețiile lui Nostradamus. Mesajul de la Fatima nu se reduce numai la potrivirea unei profeții în istorie, ca în cazul asemănării dintre venirea lui Hernan Cortez și întoarcerea lui Quetzalcoatl, în care credeau toltecii. Mesajul are sens și fără profeții, însă numai dacă e pus alături de învățătura bisericii. 1917-2017 Omenirea între mesajul de la Fatima și Revoluția Leninistă Acum 95 de ani, existența unui sens în lucrurile legate de credință era acceptată și de copiii de la Fatima și de Lenin. Copiii să îl iubeau pe Dumnezeu și Lenin îl ura. Azi, de cele mai multe ori, într-o discuție cu minime pretenții de obiectivitate, se elimină din star ceea ce ține de credință, de se acceptă practic poziția revoluționară care interzice credința sau o manipulează golită de conținut în funcție de cerințele momentului, o dezbatere despre fatima în aceste condiții nu este nici obiectivă, nici semnificativă, pentru că nu se ocupă tocmai de miezul problemei, adică de intervenția lui Dumnezeu în istorie. Prin urmare, pentru înțelegerea implicațiilor pe care le pot avea azi, aparițiile de la Fatima de acum 95 de ani, trebuie să se facă legătura dintre mesajul de credință și datele istorice. Adică, așa cum spunea. John Fulton Sheen să se prezinte ceea ce oamenii trebuie să știe, nu doar ceea ce doresc să audă. Ce s-a întâmplat din primăvară până în toamna anului 1917? Între lunile februarie și octombrie 1917, după calendarul Iulian, au avut loc două revoluții în Rusia. Când familia Romanova a pierdut tronul, Lenin era în Elveția și bolșevicii se certau între ei. După câteva săptămâni însă Lenin a revenit în Rusia, a plecat de la Berna la 3 aprilie, în lunea luminată după calendarul catolic. A traversat Germania într-un vagon sigilat, apoi Suedia și Finlanda. Churchill a spus că germanii i-au întors Rusiei cu cea mai înfricoșătoare armă. L-au dus pe Lenin în Rusia într-un vagon sigilat ca pe un bacil al molimei. Călătoria lui Lenin a avut loc în săptămâna mare ortodoxă a anului 1917. Lenin a ajuns la Stockholm la 13 aprilie în Vinerea Mare, el era născut în Vinerea Mare a anului 1870. În noaptea învierii a trecut granița în Rusia și a ajuns la San Petersburg în lunea luminată. În anul 1917, Paștele Evresc a fost sărbătorit între 7 și 14 aprilie. În octombrie 1917, puterea de la Moscova a fost preluată de bolșevici, iar regimul lor a adus Rusiei și lumii întregi războaie și prigoană. Distrugerile de care a fost capabilă arma înfricoșătoare despre care vorbise Churchill a depășit toate catastrofele cunoscute până atunci. În anul 1916, trei copii care pășteau oile lângă localitatea Fatima din Portugalia au văzut un înger. Îngerul le-a apărut de trei ori în primăvară, în vară și în toamnă. După câteva luni, cei trei păstori au văzut-o pe Maica Domnului. Din luna mai după calendarul gregorian până în luna octombrie a anului 1917, în fiecare 13 ale lunii, ea le-a cerut să se roage și să accepte sacrificii pentru întoarcerea păcătoșilor și pentru pace în lume. Le-a încredințat un secret publicat de biserică în trei părți, care cuprindea viziunea iadului și puterea consfințirii la inima neprihănită a Mariei, anunțarea celui de-al doilea război mondial, prigonirea papei și a bisericii și erorile pe care le va răsfândi Rusia în lume dacă nu va fi consfințită inimii neprihănite. Copiii nu știau mai nimic despre problemele lumii. Ei credeau că Rusia este o femeie păcătoasă. La 13 octombrie 1917, Maica Domnului a cerut construirea unei capele la locul unde s-a arătat copiilor și a îndemnat toți creștinii să se roage rozariul. În acea zi a avut loc cunoscuta minunea soarelui. Partea centrală a mesajului de la Fatima nu sunt secretele, profețiile și evenimentele neobișnuite, ci chemarea la Dumnezeu, adică la realitate, la starea normală a omului care este de comuniune cu Creatorul și cu Sevenii. Totuși, chiar dacă nu au prioritate, profețiile și evenimentele neobișnuite au un rol important în transmiterea mesajului, deoarece arată că Dumnezeu se adresează omului ca trup și suflet trăind în istorie legat de condiționările pământești și totodată capabil de deschidere către întreaga realitate care cuprinde și lumea spirituală. Fiind o revelație particulară, aparițiile de la Fatima sunt un ajutor dat oamenilor într-un anumit moment istoric, însă nu e obligatoriu să fie crezute. Biserica le-a recunoscut pentru că întreg mesajul lor este îndreptat către Hristos, ce conform cu învățătura Bisericii, nu doar pentru că profețiile s-au îndeplinit, ad literam. În orice caz, profețiile nu prezintă un scenariu fixat deja nu sunt premiera unui film sau o bombă cu ceas, ci mai degrabă prezentarea voinței lui Dumnezeu și, în unele cazuri, a alternativelor la respectarea legământului cu el. Întoarcerea la Dumnezeu, rugăciunile și jerfele pot să schimbe mersul lucrurilor. Fatima și Sfântul Scaun Cei mai mulți papi din secolul 20 au recunoscut aparițiile de la Fatima ca pe un semn divin, însă nu toți au înțeles la fel urgența mesajului și necesitatea acțiunii publice. Benedict al XV-lea 1914-1922 a considerat aparițiile de la Fatima un ajutor extraordinar din partea Maicii lui Dumnezeu și la câteva luni de la minunea soarelui el a restabilit diaceza de Leiria, pe al cărei teritoriu se află localitatea Fatima. Pius al XI-lea 1922-1939 a aprobat oficial aparițiile și a încurajat pelerinajele la Fatima, însă nu a făcut consfințirea Rusiei, deși, înainte de a deveni papă, el fusese menționat nominal într-una din apariții în 1917. Biserica catolică era condusă încă de Benedict al XV-lea. Eugenio Pacelli a slujit prima sa liturgie în Bazilica Santa Maria Maggiore, în fața icoanei Maicii Domnului, numită Salus Populi Romanii. A fost sfințit episcop de Benedict al XV-lea la 13 mai 1917 în ziua primei apariții de la Fatima. După ce a devenit papă, Pius al XII-lea la 1922-1958, s-a considerat Papa Fatimei. A scris foarte mult despre Sfânta Fecioară și a încurajat Mariologia, studiul despre Maica Domnului. Considera că a trecut vremea îndoielii față de Fatima și că a devenit necesar acțiunea. În 1942 a făcut o consfințire solemnă a Rusiei și a lumii întregi la inima neprihănită a Mariei, însă din cauza războiului episcopii lumii nu i s-au putut alătura. Într-o notă scrisă de mână, publicată de curând, Pius al XII-lea, a afirmat că a văzut trepetându-se de patru ori minunea soarelui. Papa Fatimei a fost înmormântat în Bazilica Sfântul Petru la 13 octombrie 1958. Ioan al XXIII-lea, 1958-1963, nu a inclus Fatima în pontificatul său, deși în anul 1959 lumea catolică aștepta publicarea ultimului secret în anul următor, papa nu a dispus publicarea lui. Secretarul său personal, arhiepiscopul Loris Capovila. Azi în vârstă de 96 de ani și aduce aminte multe amănunte despre superiorul său, însă nu a reținut cu precizie conținutul secretului. E denotat că pentru a se asigura participarea unei delegații ruse la Conciliul Vatican II 1962 65 comunismul nu a fost condamnat în timpul lucrărilor, deși atunci era cea mai mare amenințare la adresa bisericii, fusese deja condamnat de mai mulți fapti începând cu Leon al XIII-lea, 1878, și existau numeroase mărturii despre roadele punerii lui în practică. În aceea, în gulagul și închisorile din Europa de Est erau pline de creștini, dintre care mulți catolici. Înainte de scrierile lui Solzhenitsyn, Vaticanul știa despre gulag din relatările preoților Armando Zavata și Pietro Leoni, care fusese închiși ca ai Vaticanului și își publicaseră memoriile înainte de conciliu. După moartea lui Ioan al 23 lea în 1964, la ceremonia de închidere a conciliului Paul al VI-lea, 1963-1978, în fața tuturor episcopilor, a renuit consacrarea făcută de Pius al XII-lea. La împlinirea 50 de ani de la Paris a făcut un pelerinaj la Fatima și a publicat enciclica Signum magnum, un mare semn, conform Apocalipsei 12 cu 1. Ioan Paul, 26 august 28 septembrie 1978, nu s-a pronunțat asupra mesajului de la Fatima, dar se știe că o cinstea pe Maica Domnului de la Fatima și în perioada în care a fost Patriarhul Veneției, a fost în pelerinaj la locul apariților, însoțit de credincioșii săi. E bine cunoscut că Ioan Paul al II-lea, 1978-2005, a avut o mare afecțiune pentru Maica Domnului, s-a rugat mult rozariul și a recomandat frecvent această rugăciune. El a fost convins că a supraviețuit atentatului din 13 mai 1981, datorită ocrotirii fecioarei de la Fatima. A vizitat de trei ori locul apariților onoare pe care niciun papă nu a făcut-o altui loc de pelerinaj a redactat și pronunțat un act de încredințare a lumii la Maica Domnului, adresându-i să ei cu cuvintele, în mod deosebit îți încredințăm și consacrăm acele persoane și acele națiuni care au nevoie să-ți fie încredințate și consacrate. După care, potrivit mărturiei unor persoane care se aflau atunci în preajma Sfântului Părinte, a făcut o pauză în care ar fi pronunțat în gând numele Rusiei, fără însă a o numi cu voce tare pentru a nu-i ofensa pe ruși. Ioan Paul al II-lea nu a privit atentatul ca pe o împlinire finală a profețiilor. La un an după aceasta, la 13 mai 1982, a spus că omenirea are nevoie mai intensă și mai urgentă de Fatima decât în 1917. De asemenea, la 13 mai 2000, la ceremonia de beatificare a lui Francisco și a Iasintei, el a vorbit de apelul la convertire și la rugăciune adresat păstorilor și lumii, ca de un lucru foarte actual. Multe din cuvintele Maicii Domnului de la Fatima s-au adeverit deja. Previziunile legate de viețile celor trei copii, sfârșitul primului război mondial, erorile Rusiei, lumina neobișnuită care a precedat începutul celui de-al doilea război mondial în timpul pontificatului lui Pius al xi și prigonirea bisericii, întoarcerea oamenilor la Dumnezeu și biruința Mariei însă nu s-au împlinit. Cu toate acestea există numeroase mărturii bine documentate care arată că cei care au urmat în viața lor mesajul de la Fatima nu s-au înșelat. Răul poate nu a fost atenuat, însă nu a avut ultimul cuvânt nici măcar în momente extreme ca asediul fortăreței de la Toledo de către forțele republicane, 1936, în călătoriile deportaților prin stepele rusești, în mijlocul pericolelor prin care a trecut un escadron canadian în al doilea război mondial sau tovară și de suferința lui Alexandru Soljenitsyn, la Osornoje, în pustietățile Kazahstanului, în Polonia ocupată de Germania nazistă, la Hiroshima, în Austria ocupată de Armata Roșie și nu în ultimul rând, în temnițele politice din România sau din Cuba, ca să cităm numai câteva exemple cunoscute. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!